Camelia. Berbecii au o săptămână foarte bună, sunt foarte mobilizați, au și zile un pic mai tensionate, sunt foarte orgolioși, mai ales marți și miercuri, însă joi și vineri au rezultate, muncesc bine, chiar și rezultate financiare și se pot bucura de ele și de relația foarte bună cu șefii care au ochii ațintiți pe ei. În tot cazul, le merge bine în a doua jumătate a săptămânii. Atenție, în weekend pot exista conflicte cu partenerul de viață și ieșiri orgolioase, trebuie să fie un pic mai atenți cum comunică cu partenerul și la tact. Taurii au și ei o săptămână bună și arată toate talentele. Sunt foarte intuitivi, foarte imaginativi, originali. Li se recomandă, mai ales joi și vineri, când au zilele cele mai bune, să meargă pe intuiție, să facă lucrurile în stilul lor și chiar să inoveze, să fie originali, să creeze lucruri noi, pentru că au succes cu ideile în stilul lor. Însă, atenție, în weekend, mai ales cei care ies din localitate, pentru că există o subliniere astrală privind sănătatea, dar și risc de accidente pentru cei care nu își cunosc din prea mult avânt limitele corporale și discuție cu partenerul legat de sarcini și atribuții gospodărești. Pentru gemeni, o săptămână aduce în cazul lor aspecte legate de bani, în special luni, sunt foarte preocupați și așa încep săptămâna, multe aspecte administrative și legate de acte, mai ales marți și miercuri, pe care trebuie să le rezolve și poate unii dintre ei au nevoie și de sfatul unui specialist, un avocat de exemplu, sau se informează. Însă joi și vineri, zilele cele mai bune ale săptămânii, își consolidează poziția în familie sau la locul de muncă, sunt siguri de ceea ce vor să facă și au un sentiment de claritate interioară și asta este foarte bine. Tensiunile sunt sentimentale, pentru că acolo se produc în harta lor, în plan afectiv. Pot fi nemulțumiți de relația cu un copil sau cu un partener. Participă la educarea copilului alături de partener. Racii sunt și ei foarte preocupați de bani marți și miercuri, sunt foarte hotărâți să-i facă pe compropriu sau aducându-și aportul și ideile originale, dar ideea e că pot obține într-adevăr bani din munca lor. Apoi și joi și vineri sunt zile minunate, însă rezultatele financiare și profesionale trec prin acte, depind de niște contracte, de niște negocieri, dacă se prind la timp de ceva, dacă prind o informație și știu să o prelucreze, să o integreze în planurile și proiectele lor. Tensiune în familie, însă, la final de săptămână, pot veni musafiri nepoftiți sau nu foarte doriți. Pentru ulei, săptămâna aduce energie și avânt, sunt foarte mobilizați, marți și miercuri, luna le trece prin semn, orgolioși, țin cont doar de opiniile lor și de dorințele lor, nu e rău, pentru că, cel puțin pentru ei, lucrurile merg bine, știu exact ce-și doresc și ce le face bine și asta e în ordine, însă pot să deranjeze unele persoane, nu foarte mult, unele persoane care sunt de asemenea și ele orgolioase. Deci, de evitat conflictele, să se ocupe de problemele lor. Pentru joi și vineri, minunate zile din punct de vedere financiar, bani care vin din mai multe proiecte și din mai multe surse. În weekend, atenție la călătorii, fără viteză și fără pasiune la volan. Fecioarele sunt foarte concentrate, marți și miercuri, să nu fie prinse pe picior greșit, să nu li se reproșeze o greșeală. Și de aceea detaliul e important pentru ele. Minunate zile, însă joi și vineri, pentru că sunt inspirate, sunt în formă, au energie, au încredere în ele și chiar au rezultate. Nu trebuie să se preocupe atât de mult de familie și tot felul de sarcini familiale, ci mai mult de cele profesionale, pentru că le merge foarte bine. În weekend însă o cheltuială neprevăzută, neașteptată, poate nu vor să o facă, dar insistă partenerul sau pentru o altă persoană trebuie să o facă. Dacă e obligatoriu, măcar să fie cu plăcere, ca să nu regrete bani. Pentru balanțe, săptămâna aduce multe întâlniri sociale sau sunt preocupate de societate și de colectivitate și de comunitate, marți și miercuri, întâlniri cu prietenii sau se inspiră de la cineva, o persoană pe care o văd, o întâlnesc și vor cumva să copieze o idee. Nu este rău, se inspiră minunat, au și două plante foarte bune în zona banilor, deci cumva pot ieși pe plus din ceea ce văd că fac alții și țin și ei pasul cu mersul lucrurilor și cumva vor să fie în actualitate
actualitate și moderni. Atenție însă la sănătate, e vorba de sănătatea lor în weekend, pentru că orice exces costă. Pentru scorpioni, multă autoritate marți și miercuri trebuie să ia decizii, să se impună, să coordoneze pe toată lumea, să dea un model de eficiență și de mobilizare și de muncă. Câștigă bani marți și miercuri sau are sens tot ceea ce fac și rezultat foarte bun. Deci, săptămâna începe absolut miraculos. Joi și vineri de asemenea, însă se bazează mai mult pe alții sau și pe alții, pe colectivitate, au flair în modul în care trebuie să se adreseze publicului sau dacă produsele lor și munca lor pot atinge mai mulți oameni, știu cum să-i atragă de partea lor să-i intereseze în ceea ce fac. Atenție, atenție la sănătate însă în weekend, fără excese și fără oboseală, bune zile pentru încărcarea bateriilor în liniște. Pentru săgetători, săptămâna aduce multe consfătuiri, discuții, sunt mai mult cu ochii pe alții, în special marți și miercuri, de exemplu. Opiniile altora, cunoașterea altora, înțelepciunea altora, sau poate lucrează cu persoane care au autoritate și se impun și ei își doresc o astfel de poziție și își valorifică în sensul acesta și diplomele sau experiența de viață, deci vor cumva să ascensioneze la o poziție mai înaltă. Asta fac și miercuri și joi, când li se cere să fie modele de abnegație profesională. Deci nu doar trebuie să spună cât de multe grozavi sunt și cât de multe lucruri bune fac, ci chiar să le facă. Și șefii sunt cu ochii pe ei, dar important este că din munca de joi și vineri ies bani. Iar în weekend, atenție la partenerul de viață, sunt puțin ultragiați de faptul că partenerul se distrează pe compropriu sau nu prea e în asentiment cu ei. Capricornii sunt mai atenți însă la partener și e o săptămână cu luna în scădere în care e bine să fii atenți la ce spune, ce scoate partenerul. Poate că sunt multe lucruri ascunse sub preș de multă vreme și e cazul să se ocupe de ele, dar și să fii atenți la dorințe, năzuințe, nemulțumiri, regrete sau dureri ale partenerului și să ajute în mod concret. Nu numai partenerul, și alte persoane cu care ei lucrează. Foarte bune zilele de joi și vineri, pot obține rezultate, o veste bună pe calea actelor, o aprobare, un aviz de care se bucură. În weekend au tot felul de responsabilități, poate familiale sau nu numai, și cumva sunt jenați de rolul pe care trebuie să-l aibă și poate să taie în carne vie într-o problemă spinoasă. Vărsătorii sunt și ei foarte relaționali și sociali în această săptămână, au întâlniri frumoase și cu cereți public sau determină diverse persoane să le susțină planurile și proiectele, sunt fascinanți, știu să își scoată farmecul la suprafață, mai ales marți și miercuri, câștigă bani joi și vineri fără să facă vreun efort. Fie sunt pentru o muncă făcută de mult, fie pur și simplu sunt niște bani care vin prin niște mecanisme ingenioase de care ei se folosesc. Au onorarii foarte mari, de exemplu, în aceste zile, dar își merită bani. Atenție în weekend, mai ales pentru cei care pleacă, care voiajează, agenda probabil se dă peste cap, dar și sănătatea lor, atenție. Pentru pești, relațiile de asemenea și pentru ei sunt subliniate, muncesc mult, mai ales în prima jumătate a săptămânii, sunt foarte bine mobilizați marți și miercuri și asta le aduce faimă, notorietate, succes, nu bani, dar le este recunoscut efortul. Apoi, pentru joi și vineri, de asemenea, contacte foarte bune, poate semnează un contract sau fac o înțelegere minunată. Atenție la sănătate sau la cheltuieli pricinuite de partener și sănătatea partenerului, grijă și veghere. O săptămână care aduce lucruri bune pentru toată lumea, pentru fiecare câte ceva. Privim Camelia Pătrășcanu la felul în care se încheie săptămâna viitoare și nu-ți permitem să pleci până nu faci o invitație telespectatorilor Antena 3. Da, este vorba de, și vă invit cu mare plăcere, sâmbătă la conferința mea Karmă și Destin. Informațiile le găsiți pe paginile mele de Facebook, Camelia Pătrășcanu, și pe site-ul meu, cameliapătrășcanu.ro. Este o conferință foarte interesantă despre karmă și destin. Vă invit.